medalie de aur adusă mehedințenilor de către o tânără severineancă. Este vorba despre Silviana Popescu, care a reușit să-și învingă adversara la Cupa României la lupte libere și feminine pentru juniorii. Competiția s-a desfășurat tocmai la Odorheiu Secuiesc. Dacă luptătoarea noastră va reuși să obțină titlul la finala campionatului național de la Târgu Mureș, care se desfășoară în perioada următoare 6-8 mai, Silviana Popescu are toate șansele să cucerească aurul la campionatul european. Silviana a fost singura componentă de la Clubul Sportiv Municipal din Robeta Turnu Severin care a participat la Cupa României, grupa sub 15 ani, categoria de 58 de kilograme. La ce competiție ai participat? La Cupa Națională de U15 la Odorheiul Secuiesc. Cum a fost competiția? Pentru mine una a fost foarte greu, deoarece a fost și primul an de U15 și ultimul an și m-am descurcat foarte bine din punctul meu de vedere. Am câștigat toate cele 4 meciuri. Antrenamente în fiecare zi? Da, chiar și sâmbătă aveam. Singura zi liberă era duminica, în care aveam voie să ne relaxăm, să ieșim în oraș o oră, două. Antrenoarea fetelor de la Clubul Sportiv Municipal din Robeta Turnu Severin, Nicoleta Elena Bogasieru, este mândră de performanțele Silvianei, având toată încrederea că va aduce medalia de aur acasă. În acest weekend am participat la Cupa României de U15 în localitatea Odorheiu Secuiesc și la această competiție am câștigat medalia de aur prin sportiva Popescu Silviana și campioana în titlu, la categoria 58 de kilograme. A fost o competiție grea, dar am reușit să trecem peste aceasta. Ea este un copil de perspectivă. Pe viitor sperăm că va merge la europene. În schimb, în sală, noi mai avem două componente ale Centrului Național, Păiuș Sofia și Borugă Elena, și prin ele sperăm să aducem două medalii de aur mehedințenilor și pot să spun că eu sunt mândră de ele și mă bucur foarte mult pentru realizările copiilor mei. Medalia de aur a fost bine meritată, întrucât pentru Silviana antrenamentele au fost intense. Timpul liber nu mai există pentru aceasta, însă tânăra luptătoare este conștientă că după o bună pregătire, meritele nu întârzie să apară.